cuvântul chiar au parei. Cuvântul, că tot vorbeam de cuvânt. Tot vorbeam de cuvânt. Chiar mi s-a părut, când tot vorbim de paranormal, nu? Este o potrivire deosebită. Sunt copleșită, încă mi-am revenit. Cu inflecțiile vocii de actriță sună altfel. Da, mă bucur foarte mult că sunt aici cu dumneavoastră. Caracterul acesta atât de festiv, aproape că mă inhibă, sunt foarte emoționată. Așa cum spunea și domnul Machidon, este primul meu volum de poezii. Să sperăm, nu știu, am primit încurajări. Pentru mine poezia nu este o meserie, nu vreau să fac o profesie din asta, nu urmăresc o carieră de scriitor remarcabil, mă rog. Poezia este pentru mine așa, un exercițiu, exercițiu liric, prin care încerc să mă autodefinesc. Poate încerc să-mi dau mie lecții de viață. Dar dacă am văzut că au eco, m-am gândit că aceste lecții de viață ar putea folosi și altora. Și de aceea m-am hotărât și în ritm accelerat m-am hotărât să scot această plachetă, auzind că aici se așteaptă o lansare de carte. Deci am lansat-o, am grăbit tipărirea ei pentru acest prilej, ca să pot astăzi să vă prezint. Îmi place să vorbesc prea mult despre mine, sunt profesor, probabil că și în poezie se simte așa un pic de stil didacticist, dar... Nu, se simte, nu, nici de când, nu. Nu caut nici să mă încadrez într-un anumit curent literar, nici să scriu într-un anumit fel, scriu cum îmi vine... E o poezie foarte sinceră, scriu cum îmi dictează conștiința și... Cum cred eu că... Deci cum, nu oricând, că dacă mă așez acum la masa de lucru, nu sunt în stare să scriu. Dar sunt anumite momente în care zic că poezia mă scrie pe mine și nu e o poezie. Și acum, ca să nu vă lungesc prea mult, o să vă citesc și eu două poezioase. Suflete de gânduri. Nesfârșite suflete de gânduri rămân pierdute în propriul lor cer. O palidă fecunditate împarte lumina în două. Partea văzută, înspre în afară, care hrănește viața, și partea nevăzută, înspre înăuntru, care respiră din adâncuri și se hrănește cu porția zilnică de dăruire. Biruind legea trupului, sufletele sunt cu atât mai adânci, cu cât încape în ele mai multă lumină. Rotunde gânduri alunecă în mine spre acel adânc de suflet cu lumină. Atunci când omul va fi gând și gândul îi va coborî în inimă, atunci când inimile se vor deschide spre cer și cerul se va scurge în inim, atunci când înțelegerea va deveni putere și puterea înțelegere înțeleaptă, atunci când urile vor naște flori și florile vor topi urile, atunci când vom iubi un zbor și zborul va fi doar iubire, atunci când soarele va fi sămânță și fiecare sămânță va fi precum soarele, atunci când universul întreg va fi cuvânt, și cuvântul un univers nestins, atunci lumea ar putea deveni o nebănuită alcătuire de inim în care Dumnezeu va fi sădit harul său. Bravo! Mulțumim, doamnei Maria Fica. Atunci când i-am prezentat volumul, în mod voit, am omis un lucru important. Am omis să vă spun că ilustrațiile acestui volum, care, așa cum puteți vedea, sunt foarte frumoase, sunt realizate de Simona Fitcar. Simona Fitcar este absolventă a Universității Naționale de Arte și a unui masterat de arte vizuale în Statele Unite. Stanford. Stanford, California.
Și de ce nu am spus lucrul acesta? Pentru că mi s-a părut... O mică paranteză și pe care domnul Ion Machidon am debutat-o când eram încă elevă. Da, bine, acum dacă sunt la paranteză, pot să spun că a fost studenta mea la Universitatea de Arte. N-am fost sigură, dar am verificat în niște liste vechi. Dar am păstrat această informație pentru a face o trecere spre cel de-al doilea autor, care, așa cum vă spuneam, este și artist plastic, doamna Nenuța Stăicuț.